Delungată de pregătire. Am dorit ca lumina învierii, care acum în biserica noastră va veni chiar de la Ierusalim, a ajuns, se pare, în Baia Mare, de la București, cu un avion și după aceea va fi adusă până aici la Bistrița, va fi distribuită tuturor bisericilor din Bistrița, în așa fel încât fiecare dintre credincioșii noștri să poată lua lumina cea care coborâsără oarecând astăzi, cu o zi înainte de înviere, așa cum o înțelegem noi, în sâmbătă, după masa, în Biserica Învierii din Ierusalim sau în Biserica Sfântului Mormânt. Am vrea ca fiecare dintre dumneavoastră, cei care participați la evenimentul acesta de o frumusețe deosebită, să vedeți pe soarele dreptății cel care răsare din mormânt, tuturor viață dăruind. Astăzi, împreună cu noi, sunt toți morții noștri. Astăzi, împreună cu noi, sunt bucuriile vieții noastre, familiile noastre, prietenii noștri, oamenii cu care trăim în fiecare zi și fiecare dintre noi trebuie să se bucure de lumina nespusă a clipei acesteia, lumina care vine de la Dumnezeu și ar lumina lui Dumnezeu este însuși Hristos Domnul. Pentru că El zice, eu sunt lumina lumii, cine mă urmează mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. La mulți ani pentru toți! La mulți ani pentru părinții noștri care ne-au născut și ne-au crescut, pentru că rugăciunile părinților întăresc temele acasei copiilor lor și chiar dacă nu suntem cu ei în mod fizic, cu certitudine sufletește fiecare dintre noi și îmbrățișează acum și pe părinții care mai au pe pământ și pe cei care sunt sus în cer la Dumnezeu, pentru că după zicerea Sfântului Ioan Gură de Aur, astăzi niciun mort nu mai este în groapă. Că Hristos, soarele dreptății, ne-a dat cale spre înviere tuturor. Învierea Lui glorioasă să ne învie și pe noi și să ne dăruiască bucurii, să iertăm toate pentru înviere și așa să strigăm Hristos a înviat din morți, cu moarte pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Să fiți fericiți, să ascultăm, deci, slujba sfântă a învierii pe posturile noastre de televiziune. Hristos a înviat!
Să luăm aminte, în vremea aceea, după ce a trecut sâmbăta, când se lumina de ziua cea din tâi a săptămânii, au venit să vadă mormântul Maria Magdalena și cealaltă Maria. Și iată s-a făcut cu tremur mare, căci îngerul lui Dumnezeu, pogorându-se din cer venind, a prăvălit piatra de la ușa mormântului și a stat deasupra ei. Înfățișarea lui era luminoasă ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. De frica lui s-au cutremurat toți cei care păzeau și s-au făcut ca niște morți. Însă îngerul, vorbind femeilor, a zis: nu vă temeți voi, căci știu că pe Iisus cel răstignit îl căutați. Nu este aici, a înviat, am spus vouă. Veniți deci, vedeți locul unde a zăcut Domnul. Duceți-vă de grab și spuneți ucenicilor săi că a înviat din morți și va merge mai înainte de voi în Galileea. Acolo îl veți vedea. Iată, am spus vouă. Iar ele au plecat în grabă de la mormânt și cu frică și cu bucurie mare au alergat să vestească pe ucenicii săi. Dar cum mergeau ele să vestească pe ucenici, Iisus le-a întâmpinat și le-a zis: bucurați-vă! Iar ele, apropiindu-se, au cuprins picioarele lui și i s-au închinat. Atunci Iisus le-a zis: nu vă temeți, mergeți și spuneți fraților mei să meargă în Galileea, acolo mă vor vedea. Iar pe când se duceau ele, iată, unii dintre pasnici, venind în oraș, au spus căpetenilor preoților toate cele ce se întâmplaseră. Atunci ei, adunându-se împreună cu bătrânii și ținând sfat, au dat bani mulți ostașilor și le-au zis să spuneți că ucenicii lui, venind noaptea, l-au furat pe când noi dormeam. Dacă însă se va auzi aceasta la dregător, noi îl vom potoli și pe voi vă vom face fără niciun fel de grijă. Iar ei, luând banii, au făcut cum i-au învățat și s-a răspândit vorba aceasta între iudei până în ziua